Într-o zi, boul și măgarul stăteau de vorbă. Boul se plângea că muncește prea mult. Îi zicea măgarului: "Băi măgare, tu toată ziua stai degeaba, eu muncesc de-mi vine rău și la finalul zilei amândoi mâncăm la fel." La care măgarul îi spune: "Păi, bă boule, fii și tu băiat deștept, vrei și tu să fii ca mine, vrei și tu să... stai să ai o viață bună." "Păi cum să nu vreau? Normal că vreau." "E, atunci fii atent. Mâine dimineață, când vine stăpânul să te înhame la jug, să pună jugul pe tine, cazi și tu pe jos și începi să faci. Stai nemișcat și faci așa. Zi și făcut. A doua zi dimineață, vine stăpânul să înceapă muncile, să-l ia pe bou la muncile câmpului. Boul era pe jos. Nu mișca și făcea așa. A văzut stăpânul că n-ai cum să iei boul la muncă, fiindcă e bolnav. A găsit măgarul. Să uită la măgarul. A, măgare, hai! Am măgarul. Și toată ziua, în timp ce boul dansa și petrecea și era bucuros, măgarul a muncit de-a rupt. Vine seara. Se întorc de la munci. Măgarul și boul discută din nou. La care boul: "Bă, măgare, bă, ce sfat bun mi-ai dat, bă, mersi, bă, ce viață bună am, bă." La care măgarul, nervos și supărat și obosit, zice: "Bă, boule, ai mare grijă ce faci mâine dimineață, că l-am auzit pe stăpân că dacă mai ești o zi bolnav, dacă ești bolnav și mâine, cheamă măcelarul. Și sincer, sper să-l cheme, că n-am mai văzut animal puturos ca tine." Care-i morala acestei fabule? Ajută-ți prietenii, dar nu face în așa fel încât să le iei povara pe umerii tăi, că nu e nicio combinație și se strică definitiv prietenia, ca în povestea noastră, căci de atunci boul și măgarul nu și-au mai vorbit niciodată. Sper să-ți fie de folos. Ne mai auzim. Pa!